Dragostea-n doi, să iubim amândoi. Să mă strigi, să mă chem, să dai viață pentru noi amândoi. Și primul invitat, primele cadouri, Bunibu! Bunibu, ia să vedem noi ce ai. Câte o bluziță și câte două rochițe. Cam așa de noapte. Nu știu, da, așa, uite. Asta e a lui Iris. Asta e a lui Iris? Nu, a lui Iris. Asta e a ta. Și aici sunt câte două rochițele frumoase. Care e? Așa, ia uite ce frumoase sunt. Așa. Asta e alta. Și aici a lui Iris, două. E la unicorn! Da. Ia să vedem, măi. Eu vreau pasăre. Da, ia să vedem, aici e o păpușică. E pasăre, vezi că o cheamă mult? Da, cum o cheamă? Bravo! Și aici două cărți de povești. A mea un unicorn. O mică pregătire. Problema Gabrielei cu balonele. Uitați-vă și voi. Am văzut-o și relaxat. Nu s-a putut. Ia uite câte baloane. Ne place să facem noi, adică ei. Opa, se și trage. Stai că nu pot să filmez acolo, că e nevastă mea. Iubire, copiii dorm. Nu puteam să facem asta mâine? Nu. De ce? Că la 3, la 3 e petrecerea. Ok. Hai că nu mai e mult. Ne vedem mâine la petrecere. Treaba continuă. Am zis că dorm astăzi. Dar soția mea nu se lasă. Dar nu, ala e spatele, vine, o să vezi fața. E bine și de la spate, iubire. Pentru că am dormit la noapte, acum nu mai dorm nici noaptea asta. Mâine petrecere. Super. Roșu, galben și albastru, alb și cu Franța și cu Italia și cu România. Și cu... Păi dacă așa e patrula cățelușilor. Da, mă, iubire, glumesc. Patrula cățelușilor, super tare. Hai, poate dorm și eu astăzi și mâine, petrecerea. Of. E frumos. Faceți copii, că e minunat. Și iată primii invitați, Paula și Gelu. Paula și Gelu, primii invitați, se știe. Se știe. Mulțumim, o să vină, doarme. Deci doarme Iris, am adormit-o eu din toate florile din lume. Exact. Doarme, doarme. Cum doarme? Doarme e obosită. Se pregătește de petrecere, vrea să stea până noapte. Avem cu ce să dansăm. Domnișoara Victoria a vrut să vadă. Da. E la fel cum ești tu îmbrăcată, să știi. Hai că ne uităm. Vrei să vezi? Wow, acesta este tortul. Super, cu patrula cățelușilor. Este super, mulțumim frumos. Wow, super. Wow, asta e candy bar-ul. Și tortul cu patrula cățelușilor. Deci, sincer, să fiu, nu mă așteptam să iasă atât de bine și atât de autentic. Și eu am căutat, uite, figurine din astea, că am vrut să pun și eu la corner. Și au venit ei cu ele, ceea ce m-a bucurat și mai tare, Fabrica de Fericire. Vă invit să îi căutați pe Instagram cu Aron și pe Facebook de asemenea. Pentru că uite ce fac. Super tare. Foarte mișto. E, dar zic să ducem tortul când, da? Da. Eu nu să fac loc în blocul ăsta, dragilor. O să mai punem niște înghețate de astea, prăjituri în formă de înghețată. Și tortul când se trezește sărbătorita care încă doarme. Cine a dormit-o? Tati. Perfect. Da, uitați-vă, acesta este Carlos, favoritul. Da. Are un cățel din ăsta cu care doarme de... 3 ani. 3 ani. Și... Pe care l-am cumpărat eu de la o beznărie, de la o cântare. Da. Pentru Victoria. Da, și... Da, ție ți l-am luat, că era mai mititică, da. Deci este senzațional. Da. Când începem să ne strângem, Iris încă n-a coborât. Încă n-a coborât Iris. Uite, Victoria adună toate cadourile. Lasă că e bine. Gata, mă, hai că a venit. Așa, așa. Așa, hello. Bine ați venit. Ce să fac? Mamă, ce frumos, așa trebuie să fac și eu mașina. Bună!
bună! Haide, ce faci frumoasă! Haide, hai repede în casă! Hai că-i frig! Hai! Exact! Da. A venit și Iris la sărbătorita prințesa. La mulți ani, Iris! Vezi? Toți copilașii au venit pentru tine și părinții, că ce să facă și părinții, normal. Și ia uite să vezi ce cadou am primit. Ia să vedem. Wow! Cu toată grupa de la grădini. Mamă, ce tare poza aia care îmi plăcea mie, da, mă. Aia. Ce tare, da. Foarte tare. Foarte mișto. Ce tare e, da. Chiar spuneam că nu am pe poza aia. Alți musafiri, prietena ei Gloria. Ia uitați-vă, se și cântă nebunia. Da. Bravo Iris, bravo tati. Au venit și nașii. Haide, intrați, intrați. Iris, stai că a venit Petra, Victoria. Wow. Hai Petra, hai să dai cu cadourile. Hai să intrați, să nu stăm în ușă, haideți. Hai, hai. Hai, a venit și Nașu. Uite cadourile. Nu e problemă. Nu mai poți să-ți iei, așa? Uite aici jucării și hăinuțe aici. Wow. Păi distrați? Hai că mă ajut eu. Ce-ați primit, măi, acolo, măi, frumoasă, bă? Da. Găluși, tiramele. Ia uite cine a venit. Bună! Haide să intrăm! Bună, copilă! Stai că nu se vede nimic de... Hai că e nebunie! Ce faci, iubi? Uite, filmează un story! Bravo! 1, 2, 3 și... La mulți ani! Hai, Petra și noi! Uite, Victoria, ia uite! Uite cu Victoria, hai, stai acolo lângă Victoria! La mama. La mama s-a speriat un pic de persoană. Da, păi uite și Melisa stă acolo. Îți mai mititele un pic. Hai că a venit mâncarea. Mamă, ce nebunie.
Hai să le ducem ușor, ușor. Hai că mai pot. Și acum începe și mai tare. Uite, iubire! Pizza pentru copii! Și acolo e pizza, e... asta e preferata Victoriei. Am luat multe feluri, specialitățile lor. Și aici ce avem? Desfă un pic aici, că e nebunie. Mai sunt mai multe pungi. Wow! De mare. Astea sunt pentru mine, pot să fac cu ele? Da. Să le ducem, da, în dormitor, exact. Mamă, wow. Hai să le scoatem pe terasă. Uite ce bine arată. Hai să le scoatem pe terasă. Da, da. Desfacem și pe alea, da? Da, da, desfacem și pe alea. E nebunie. Hai să le ducem. Mamă, cum miros? Nu am mâncat nimic azi. Ia să văd fina ce e aici. Nebunie. Hai că mai ai ceva cum nu s-a fost și a venit, mai știi? Pe Adam? E, s-a rușinat. Și colegul Luft, se știe. E, păi da, a venit așa un pic. Da, deja, da. Haide, Iris, du-te la el. Hai. Hai. Bravo! Zi bună! Și multe sănătate! Uite ce ți-a adus Adam! Uite, ți-a adus Adam! O căsuță! Să vă jucați! Da, e, imediat! Mulțumim! Așa e treaba! De la pizzeria Volare, în afară de pizza pentru copii, avem și nebunii pentru adulți. Mamă, ce bine arată astea. O să prind și o iubire să mănânc ceva? Da, da, fii sigur. Mi-ai pus tu deoparte, nu? Da, da, am pus deoparte că știu eu manevra cu tine. Da, da, am prea mult adrenalină și nu pot să mănânc acum. Dar după ce mă liniștesc, o să mănânc, arată prea bine treaba. Hai să-ți trăiască, iubire, la mulți ani. La mulți ani. Ce se întâmplă aici? Ma. Și lumini și dansuri. Ma. Aveți și după aia mătură și cu dălea aspirat. Perfect. Mamă, super tare, abia aștept. Ah. Ei, ai făcut și tu ceva, nu? Că nu se putea. Știu că am arătat mai devreme. Mamă. Dacă mai făceai sarmale ca anul trecut, era nebunie. Ceream un dar deja. N-am mai tare. Timp să fac sarmale. Uite, ești tine. Mamă. Adulți, mai adulți only. Exact. Lasă că și copiii pot mânca. Da. Ma. Joacă și fotbal. Și eu cu Adi. Avem și Tudor. Suntem toți. Ia uite. Hai dansa, Adi. Dar cine a venit? Uaa, cine a venit? Dacă n-am filmat la... Patrula cățelușilor, dacă n-am filmat intrarea asta? Uaa, super tare! Ia uite, Iris! Haideți la locul de joacă, haideți! Ia uitați-vă, mă, ce e aici! Băi, copii, asta e casa mea, mă, da! A fost, voi! A fost! Avai! Avai de mine! Te așteptai? Nu, e surpriză din partea organizatorilor! Surpriză din partea organizatorilor! Apa! E minunat! Bravo, iubi! Hai dacă puteți să ne dăm multe copii! Hai să ne dăm dacă puteți să ne dăm! Și așa mai departe! Salvăm ce putem!
Dacă nu găsiți un copil, e pe acolo. Nebunie! Dar în minute, dar în minute, dar în minute, nu aruncăm un cal. Ține, 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 în minute. Noaptele de corp din vea e o fără plântare tot ce merită în locul de la plântare. Cea mai tare petrecere! Gata, am sfârșit să ajung și la pizza! Poftă mare! Poftă mare! Mulți ani! Vrea sos, vrea sos, uite sosul de acolo! Și e felia prea mare pentru ea și avea de aia cu porumb, uite, de asta vrea cu porumb! Da, sau uite, uite și aici e cu porumb, Adina! Mulțumim! Poftă mare! Eu am spus că după această petrecere minunată o să vând casa cu tot cu ce e în ea. Decât să fac curățenie, mai bine o vând. Da, de ce nebunie? Mulțumim frumos, dragilor! Bine, știu că nu s-a terminat, ai spus că desenăm și terminăm. Nu, dar nu, voi nu vă opriți. Petrecerea continuă până mâine! Până mâine este! Bravo! Super tare! Până mâine, să fie 3 zile și 3 nopți! Mulțumim frumos! E frumos! Deci ăsta e vinul de la mama, de la Brașov. Uite și culoarea are. Mami, mulțumesc că ai venit pentru Irisela. Ce îi spui lui Iris? Să trăiască, să fie sănătoasă, să aibă noroc, să ne iubească cum o iubim și noi pe ea și să fie așa cum este ea, un copil deosebit și veselă tot timpul, plină de viață, de suflet. De... La mulți ani, hai că să terminăm vlogul. Să terminăm vlogul, mamă. Bine, hai, vă pup. Uite smuțul ăsta aici, iubire, ai scăpat un pic, ai fugit? Super tare. Mulțumim că ați venit. Piscina încă nu, dar... Hai, urmează tortul și după aia a scăpat, iubire. Când scoatem tortul? Nu, mai stai, lasă-mă să... Așa, perfect, bravo. Să știi că sunt de acord cu ea. Da, perfect, bun. Am muncit, chiar am muncit. Câți copii ai făcut până acum, fără număr? Am pierdut numărul, am pierdut. Da, de pe la 15 l-ai pierdut. Cred că da. Super tare, mulțumim. Ia uite, iubita. Irisela. Gașcă mare. Tortul. Bine, tortul. Bine, om, bă, dracu, ăsta frumos. Carlos. Carlos Mălche. Să vină tortul. E greu. Haide. Mulțumesc. Da, stai acolo, 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 stai acolo
Haideți, hai mami. Haideți să ne uităm. Hai la poză. Alexandra, haide. Haide. Haide, toată lumea la poză. Hai toată lumea la poză. Haide jos și sus și unde puteți. Haide. Haide toată lumea la poză. Alexandra, să vedeți sus pe scaun. Haide. Pandemie și n-a avut parte de nicio petrecere până acum. Dragilor, sper că ați fost alături de noi și că v-ați bucurat împreună cu noi. Nu uitați să ne dați subscribe pe canalul nostru de YouTube Victorieni, să activați și clopoțelul și la mulți ani! La mulți ani, Iris! Te iubim! Carlos! Wow! No, no. Bravo Victoria! Mamă, ce tare de Victoria, bine tate! Bravo Iris, bravo! Dai, 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 dai! La mulți ani! La mulți ani, iubita mea, te iubesc! La mulți ani! La mulți ani, Iris! La mulți ani! Spune pa! Pa! Te iubesc! M-am promis, așa arată după. Așa arată după. Avem aici niște invitați care ajută un pic la strângere și mi-au stricat un pic vlogul. Bună! Nu, nu, e cam așa. Așa, cam așa e treaba. Deci ați văzut cum arăta la început și ia să vedeți după război, în ghilimele, bineînțeles, cum arată treaba acum. Dar nu ne plângem, nu ne plângem, nu ne plângem, doar că, ma, bună, frumoasă, ia uitați-vă ce e aici, uitați-vă un pic, n-are nimica să fie Iris sănătoasă, a venit și gelul să curețe. Cu aspirator și cu o lopată se rezolvă, nu e o problemă. Numai bine vând casa și aia, perfect, o vând așa cum e acum și glumesc, evident, bine. Mulțumim frumos. Eu am auzit că mă plătesc foarte bine ca să fac chestia asta, să știți. Așa mi s-a promis dinainte. Bine, vedem după, mă duc la Teddy să vedem, să discutăm, negociem. Ai grijă de el. Ok. N-a fost ușor, dar a fost foarte frumos. Mega petrecere la noi, de ziua lui Iris 4 ani. Iris, tati te iubește maxim. Îți spune la mulți ani. O să vezi vlogul ăsta peste nu știu cât timp. Și îți mulțumesc că ai venit în familia noastră și... te iubește tati, ai dormit cu tati astăzi și aseară și sper și când te faci mare, din când în când să-l mai pup pe tăticul. Te iubește tati. Pa!
Dragostea-n doi, să iubim amândoi. Să mă strigi, să mă chem, să dai viață pentru noi amândoi. Tu credeai că totul-i pierdut, am apărut și mi s-a părut că doar ei îți vor spune mereu să privești în trecut. N-a trecut mult, dar tu m-ai iubit.